În amicalul de sâmbătă cu Codbu s-au căzut la datorie Brata și Rada. Brata a suferit o ruptură fibrilară care îl va ține pe bară aproximativ o săptămână, în timp ce fundașul naționalei de tinere s-a ales cu o contuzie puternică. Situația a căpătat amploare la amicalul de ieri cu Duisburg, în care s-au lovit încă 3 jucători. Voiculeț, Cardozo și Rusu au părăsit terenul în prima repriză, iar Gregoraș e în alertă în privința ultimului. Rusu e suspect de întindere de ligamente și ar putea lipsi o perioadă mai lungă. Ar fi al 6-lea titular pierdut de Gregoraș de la startul sezonului, după accidentările lui Băcilă și Pleașcă și plecările lui Stromaier, Vranie și Chiri. Alții au fost transferați normal. Grigorea s-a săturat să aștepte în zadar întăriri și cere urgentarea acestora. Antrenorul e deranjat că gorjenii nu au transferat niciun jucător din cei solicitați de el. Tehnicianul îi avertizează pe cei din conducere că în cazul în care va folosi tinerii în retur, să nu se aștepte la rezultate grozave. Cu jucătorii tineri care vin din urmă poți să faci față să nu retrogradezi. În situația în care nu aducem nimic și am pierdut atâția jucători, plus că apar și accidentările, din păcate nu ne putem gândi decât la un alt obiectiv, a răbufnit Grigoraș.